jau, ka Andrejs kaut ce sternă mare de iarie în lungime, 11 metri. Și adâncimii s-a pat 4 metri în pământ. Te salutabil că s-a făcut. Știți cum, eu tare mult mi-am dorit chiar să realizez proiectul ăsta, fiindcă noi avem probleme cu tot evacuarea asta deșeurilor. Și mă gândeam, zic, că am pus punct la o problemă major, chiar foarte major. Când am văzut că vin, lucrările se fac. Cât timp au lucrat ei? Au lucrat mult, adică până începe perioada estivală din 2015 și din septembrie în mai. Și mai cu seamă, vedeți că au fost așa date indicații ca să nu stai copacii, trebuia să ocolească, că mult silva asta m-a interzis ca să fie tăieți careva copaci care mergeau în traseu. Pe unii sunt cristia noi cu capacheta asta și traseul ăsta. La viceu, acolo, canalizare este făcut nouă. Bazină, dușul este unit, bazinul la tot la traseul ăsta de canalizare nou. Primestic, adică canalizarea la căsuță este în față, apa în spate vine, adică traseu. Că ei n-au amenajat. Amenajat, da. Când au lucrat? Iată, ultima dată când au fost aici? Vă zic că până la 18 mai au fost aici toți. Că noi anul trecut am început. Anul trecut, de atunci, da, nu 2015. S-au arătat aici. Nu, nu. Da, au fost niște obiecții pe care ei le-au, lacunele le-au înlăturat. S-au înlăturat, da. Până la 18 mai. Cât ceva s-au înlăturat, da, din bordiurile care au fost scoase, le-au așezat la loc, așa. Ei trebuia, aici am înțeles eu, să pune asfalt. Da, de ce? Unde s-a așezat? Ia, ce rog. Apoi trebuie să fie asfaltate. Poate ei n-au luat în calculare și anume asfaltarea, amenajarea asta și mai era nevoie de careva finanță. Da, putem să mergem așa să vedeți care. El spune că au pus undeva mai mult asfalt într-un strat continuu. Iată aici. Pe când chiar trebuia pe unde la... ați venit dumneavoastră, adică s-a convenit ca să pui asfalt pe trotuarul ăsta la vale, adică care merge înspre poartă. Podul ar trebui. Podul, e pod încă ține, încă mai ține cu un an, doi chiar dacă, da, trotuarele. Iată, ei au apropiat canalizația cu apă spre fiecare căsuță și au rămas... Asfaltarea, amenajarea, iată aici mai... Cred că era nevoie de mai mulți bani, nu știu. În genere, toată rețeaua asta vine dinspre școala sanatorială încoace la Miurița. De fapt, vreau să duc la toată sistemul ăsta de canalizare, e conectat și școala. Că așa, mă rog, s-a convenit că ca atare, dacă putea să pe dâșă, știți cum, să-i lese așa. Că nu sunt, da, deoparte, fiindcă nu este a raionului. Ministerul Sănătății acum. Apoi ei aici au pus aici asfaltul. Aici au asfaltul. Aleea principală, da. Au asfaltat-o. Da. Că, adică ca să nu, mă rog, au zis că asfaltăm bucata asta, că adică au promis că adică scoală acolo să facă un pavaj. Asta au fost promisiuni, nu știu. Responsabilă. Adică, de fapt, și în toamnă am avut de trei ori s-a întâlnit comisia aici în teritoriu. S-a antreprenor, adică... El n-a venit. Din anumite motive, nu-l cunosc, nu s-a prezentat. Am înțeles. Că el oricum trebuie să-și dai dare de seamă, iată, să vină în fața la comisie, da, te spun, iată, așa a fost planificat, să aduc argumente.